Veste bună pentru mulți români. Ministerul Finanțelor vrea să desființeze măsura popririi conturilor bancare. Informația a fost confirmată de ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici. Nu te poți uita în ochii unui român simplu care n-are niciun fel de instrument de apărare. O să vedeți că o să dispară această abordare agresivă din partea statului până la finele anului. Poprirea aceasta dispare. Nu o să mai găsească românul un cont blocat pe neașteptate. Pleacă într-o excursie în afara țării și se trezește că nu poate să-și acceseze niciun fel de cont, pentru că, pentru o sumă minoră, a blocat cineva toate conturile. A declarat Eugen Teodorovici. Ministrul a mai vorbit și despre reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a menționat că în viitorul apropiat vor fi adoptate mai multe măsuri și reforme în sistemul fiscal.